Deci, în primul rând, relația cu mama lui cam de o lungă perioadă nu este bună și vă roagă să vedeți cam ce este asupra lor, că, după câte știu și mi-a transmis și el mai de mult, are neamuri sau rude care se ocupă cu magie neagră și de aceea el o presimțire în privința asta că cineva a făcut ceva. În al doilea rând, în legătură cu munca, cu afacerile, când merge, când nu merge și totdeauna a avut dificultăți. Buyunu arası hiç geçmiyor. Sırtını Ultimele koyun. 4-5 zile are și în prezent o reținere aici, după ceafă, unde îl împiedică de a mișca gâtul sau cu umerii, de exemplu. Dar mișcarea asta, durerea care o simte permanent, zice că e mișcare. Când e în dreapta, când e în stânga umărului, când e la ceafă. Durere de coloană vertebrală. Poți să mai trag ceea ce mai spus și el înainte, Da, până da, să ne... da. Acum vreo 5 ani înainte avusese un coșmar foarte mare, foarte urât, în care s-a trezit cu un coșmar, într-o stare foarte proastă. Iar după acela coșmar a început să aibă probleme cu sănătatea, unde a fost pe urmă în scurt timp internat în spital și unde a avut intervenții, după care urma intervențiilor s-au adăugat și stenturi. Deci a avut două atacuri cardiace imediat după coșmarul ăsta. Ne poate spune despre ce a fost vorba în coșmar? Besena în cebitane che abus che ori mișto nou, che abus e ceri sin de tamul ăla n-a spus și gheori d'unui a spus și pe șei solibili mi sunt. O yüzümden böyle bir şey bana yapıştı yani. Kollarımı hareket ettiremiyordum. Ve beni boğmaya çalışıyor gibi. Yani ben hani sesleniyorum, sesim çıkmıyor. Kalkmaya çalışıyorum, kalkamıyorum. Yani mücadele ediyorum. Uyanıkım ama gözlerimi açamıyordum. Yani böyle üzerime yapıştı yani böyle bir şey yapıştı üzerime. Sanki içime gitti böyle üzerime yapıştı. Ben de boğmaya çalışıyordu beni. Nefesimi kesmeye çalışıyordu. Uyanıktım ama gözlerimi açamıyordum. Sanki rüya gibi. Da, spune că în momentul ăla dormea, dar de la un moment dat a simțit ceva, că i-a pus mâna pe față, cum ar veni să nu deschidă ochii, să nu vadă, iar acea ființă care o simțise el, îl ținea și de umeri într-un fel ca să nu se miște, să nu se ridice din pat, tot să zbătea, să facă într-un fel să scape de acea ființă. Și într-adevăr s-a trezit cu o stare foarte negativă și foarte greu din acel vis, dar de fapt zice după visul ăla că dormea în momentul respectiv, odată ce începuse să se zbată cu acea ființă, el a realizat și a încercat să trezească, să ridice, să deschidă ochii, dar nici ochii nu putea să-i deschidă. Era paralizat? Sanki paralizei etmiş gibi olabilir misin? Öyle bir Yani hayal görmüş gibi mi? Hayır. Hangi sen dedin ya yataktaydın diye gözünü açmak istediğin ama yapamadın falan diye. Sanki paralize felç tarzında bir Ha geçirmiş yok. olabilir Mücadele misin? ediyorum. Mücadele ediyorum. Yani. Yok, öyle hissetmiş olabilir misin? Yani sanki bir şey, tamam, ruhun mücadele ediyordu ama sen kalkamıyordun yani. Evet. Böyle bir şey. Da, cam așa ceva. Adică el era treaz, dar nu putea să se ridice. Un fel de paralizie, nici el nu realizează, n-a realizat. În fel. Ve uyandım, yorgundum. Da, când s-a trezit, era într-o stare foarte obosit, foarte epuizat, adică într-o stare foarte negativă. Și mi-a precizat și puțin mai înainte că de mult timp dimineața când se trezește cu o stare foarte negativă, de parcă ar fi că în ziua respectivă va trăi ceva negativ, va fi ceva urât. După visul care, coșmarul care l-am zis de 5 ani, bineînțeles că au început să aibă și foarte multe accidente de trafic. Ficat gras, probleme cu ficatul are. Și o senzație care mi-a precizat-o el acum câteva zile înainte, care a ieșit la iveală acum tot vreo 5 ani înainte. Senzația de a atrage atenția femeilor, de a le manipula într-un fel, de a fi atrasă sentimental către el, cum ar veni, și el să le folosească. Asta e după acest coșmar? Și de bineînțeles, acum regretă de ceea ce a făcut, dar în momentul ăla așa simțea el nevoia de a
Da. S-a manifestat în felul respectiv, spune. Mevcutler beni soğutsun diye bir şey yapabilir mi? Nasıl? Mevcut kişiler var ya, onlardan beni soğutsun diye. Da, mai înainte cu subiectul care spuneam, de exemplu, că vrea să termine relația cu celelalte femei care și în prezent le are, în conversație ar veni, dar tot dar încearcă el să stea departe de ele, dar tot nu scapă de ele cum ar veni, tot parcă ele sunt atrase de către el. Și dacă e posibil să se răcească, să facă într-un fel, să întrerupă relația, adică să fie o viață normală. Da, mesela hani onların gönlü böyle hani şey olsun diye. Da, să fie preferința din partea lor, adică nici pe el să nu-l blesteme, nici ură să nu poarte, să nu fie negativ. În felul ăsta vrea să termine o relație cu ele, dar ele întotdeauna îl caută și... Ok. Mi-a mai vorbit aici un puncte și de fratele lui. Da. Fratele lui, chiar dacă este însurat și are o fată și un băiat, de exemplu, mulți ani a încercat partea financiară să obțină de la Mehmet, ca Mehmet, pe Mehmet, într-un fel, îl vedea răspunzător de a susține Cum financiar îl și cheamă pe fratele lui? Recep. Recep. Recep? P, de la Paris. La sfârșit? Recep? Da. Se întrerupe puțin, ok. Vrea să ne uităm puțin și aici? Ambii simt nevoia de a se împăca, dar niciunul nu face primul pas, ok. Mama, nu, mama cu el. Eu sunt într-o relație foarte proastă, mama lui adică. Poartă ură între ei, nu se caută, nu se aia. Da, într-adevăr, când vorbește despre ea, simt că și el ar vrea sentimental să împace și mai după câte mi-a povestit, dar tot la fel e ceva care îi respinge să... Deci asta cu împăcarea e vorba despre mama, da? Despre mama, iar fratele lui, de ce simte nevoia ca permanent, ca Mehmet, să-l susțină pe el financiar sau altfel? Dacă ar putea să fie o întrerupere de această relație, conexiune toxică care Da, avea. da. Ok. Mai sunt și alte lucruri? Abina când o să miștem, cheola în ilișchile, unul dășând abașchep și isole mechise din pșei varmă. Da, nu mai are de nimic. Vrea să intre în hipnoză? Noza germec istuiomus unus Închinat vasta, chirebliria. Da, vrea. Da, cum ar veni, dar totodată vă transmit că e foarte emoționat în prezent, foarte... Bun, atunci să-i spui să se pună comod, cât mai comod cu corpul, ca să nu să țină corpul. Eu trebuie să-l văd. Nu mai împic, că trebuie să schimbăm un pic decorul. O tragere de cabluri. Perfect. Nu mai împic, eu mai jos. E perfect așa. Perfect așa. O să-i explici lui Mehmet că informația în hipnoză vine deodată. Nu trebuie să o caute. Adică eu când pun o întrebare, ori îi vine răspunsul instant, cum ar veni să o imagine. Dacă nu-i vine nimic, să nu caute, pentru că e mentalul, să spună doar că nu vede și o continui cu Elena. Bine. Birazdan seansă Bașlăgeac, Sai Maia Bașlăgeac, Sai Dicesen Rat la Maia Celoșe Jackson, Chiozune Capa Lubi și Tile Tutu Jackson, Aklını kullanarak sakın bir herhangi bir bilgi aramaya çalışma. Göz yönünle şöyle bir film şeridine gibi geçecek bir şeyler. Görürsen bir şeyler söylersin ya da sorarsa sorduğun zaman cevap verirsin. Evet görüyorum ya da hayır diye. Tamam mı? Yani aklından gelecek şeyler değil. Tamam. Okay. Ha, bir şey
Bir şey düşünmeyeceğim yani, değil mi? Nasıl? Bir şey düşünmeyeceğim. Bilmeyeceksin, rahat bir şekilde. M-a întrebat dacă... Deci nu trebuie să gândească și am zis că dacă nu trebuie să gândească, doar dacă vede ceva așa, un film trecând prin fața ochiului sau în O anumite... informație sau da. Da, perfect. Bun, acum îi spui că eu o să număr de la 10 la 1, de sus în jos, fără sugestii, și în timp ce eu număr, el o să relaxeze profund, cu ochii închiși. Birden ona kadar saymaya başlayacak. Rahat bir şekilde gözün kapalı rahatlamaya çalışacaksın. İstersen yastıkları tekeye indirebilirsin. Boyun ağrımasın diye düşünüyorum. Evet, böyle daha iyi. Tamam. Acum Elena va face trei respirații. Inspirăm și expirăm după ea. Elena şimdi nefes almaya başlayacak. Yavaş yavaş, rahat rahat bir şekilde, derin bir şekilde. Biz de onun gibi nefes alacaksın. Sen de yani. Sen de ona Gözüm. diyeceğiz. Gözünü açma. Începe să-ți golești mintea de gânduri. Aklını boşaltmaya çalış. Bir şey düşünme. Iar eu voi număra de sus în jos, de la 10 la 1. Oradan saymaya başlayacak. Ondan 1'e kadar. Iar în timp ce număr, progresiv, tu te relaxezi profund. O saydıkça sen rahatlamaya başlayacaksın daha derin bir şekilde. Olabilir miyim? Zece. Rahatlamaya başla. Nouă. 9. Sekiz. Yedi. Şans. 6 5 5
4. Tort. Deci, Doi, okay. Bir. voi număra Mehmet de la 1 la 3, iar la 3 tu vei merge la un vis sau la o amintire. De la 1 la 3. Iuștem, Ires, Aegeac. Vesem, Menet, Giranda, Birruyada, veya bir anı giderek onu aldık. Bir, 2, iki, 3. üç. Spunem ce vezi sau ce ți amintești. Mehmet söyle, bir şey görürsen, gördüysen veya aklına geldiyse. Veya anı. Herhangi bir şey gördün mü? Hissettin mi? Nu a văzut, nu a realizat nimic. Acum Elena, la 3, va merge în planul fizic acum 5 ani, în momentul când Mehmet are acel coșmar. 1, 2, 3. Şimdi Elena gidecek. Senin 5 senedeki olan koş kabusan. Întins pe pat, doarme. Și în jurul lui sunt trei entități, între Besen. care... Ok. Besen önceki olan senin kabusta o anda seni uyurken 3 tane varlık vardı senin etrafında. Care îi se înfățișează diferit fiecare. Ki varlık farklı bir görünüş alıp sana gösterilmişti kendini o zaman. Cea de la capul patului este... Deci cum stă el întins așa, unde-i fi în picioarele, este un gri. Îl percepe foarte alb și mentalul lui crede că este un ghid spiritual. Başındaki yani başında olan olan varlık gri şeklindeki olan bir varlıktır ama sana beyaz olarak görülmüştür o anda. În partea stângă, o entitate gen ca o babă cu o toranță, așa ca o vrăjitoare din alt timp, așa o percepe. Și tu? Solundaki olan kadın yani yaşlı bir kadındır. Yani tam büyücü şeklindeki bir görünüm Iar alıp vermiştir. în partea dreaptă o simte pe mama lui. Sağ tarafta ne hissediyorsun o anda? Ca și cum ar fi o fantasmă când ește el în vis, dar ar vrea să o atingă și nu poate, pentru că entitatea aceea gri îl paralizează el de la picioare tot corpul. Sanki annesini el dokunmak istersin diye ama başındaki olan varlık seni engelliyor yani kalkmanı ya da ona dokunmak diye. Fă identitatea lor prin ADN eteric tuturor celor trei entități. Înainte pot să spun că
toate astea s-au mai repetat și în alt timp, în altă viață, zici că se Se repetă. repetă. Da, aceeași imagine, situație, la fel, identic. În partea dreaptă este o dezîncarnată, o străbunică, de fapt. În față, da, este acel zid gri, iar în partea stângă este un reptilian care îi se înfățișează sub o formă de vrăjitoare din alt timp. Te traduc? Da. La capul tău exista în momentul În respectiv un turcă. gri. În turcă. Oh, pardon. Oanda senimba shindaki ola nkishibi grede. Satara fundaki gechikambi. Dezincarnat, cineva care a murit. Încercam să găsesc cuvântul Știu, corect. știu, de asta te... Nici o gubi kishinin, ama te crash, yani, yaşayan birisi. Diyebilirim. Sana anlamanı için diye. Ben Sol konuşayım. taraf. Ben konuşabiliyor muyum? Konuş. Üzerime yüklenen beyaz değildi zaten, siyahtı. Yani gri gibi, siyah gibiydi. Ve böyle bir beden olarak değil, sanki böyle hayal gibi. Yani şeffaf mesela, böyle bir varlık. Ama böyle insan vücudu gibi bir beden değildi. Sadece böyle bir hayal gibi, böyle bulut gibi düşün yani böyle. Să facă frazi scurte, Nico. Bütün yüzüme Propoziții scurte. yani bütün vücudumu kapladı yani böyle, hani içime girmedi ama böyle yapıştı yani, komple yapıştı yani. Anladım. Tamam. Birincisi kısa cümle kur ki ben hepsini kapayım da tercüme edebileyim. Yoksa unutuyorum, kaçırıyorum oradan ucunu. Precizan felul ăsta, dar pe în vis, observase, simțise ființa respectivă, dar parcă era transparentă și nu era de culoare gri, nu era de culoare albă, era de culoare gri. Deasupra lui, de parcă îl sufoca. Și spune, Oren. Asta o să vorbim după sesiune. Deocamdată stăm în hipnoză. Ce a văzut el exact, dacă se potrivește sau nu, vedem după sesiune. Acum mergem în problemă. Nico, tu știi, explică-i. Anladı. Şimdi şey rica ediyor. Yani rüyanda gördüğünü şu anda yorumu yapma. Sadece transa geçmeye çalış ya da sakin olmaya çalış. Düşünmeden o rüyayı falan, tamam mı? Yani kadın Elena ne gördüğünü bize söylüyor. O şekilde iletiyoruz yani. Să-mi spună doar dacă îl întreb eu. Dacă nu, noi continuăm. O zaman cevap verirsin ya da Bun, Elena, spune-mi ce se întâmplă aici. Cei trei sunt acolo. Să vedem ce se întâmplă. reptilianul râde constant, îi pune mâna când aici în gât, când pe gură, când în piept și îi spune inima ta și tot corpul tău mi-aparține, dar tot timpul râzând. Un râs malefic, așa. Care este rolul dezincarnatului? Inducție de frică și de un fel de transmisie energetică, de cum se numesc blesteme, din generație în generație în generație, știi, să cumul de energie negativă, așa, din aceste blesteme, Să să nu se împingă îngreuneze ca. situația lui. Sol taraf senin bir tane reptilian vardı. Reptilian yani senin ağzını kapatıyordu ya. O boğazını sıkmaya çalışıyordu o anda. Hangi hareket etmemen için diye. Ya da konuşmaman için, bu yüzden ağzını kapatıyordu. Ve sağ tarafındaki olan dezikarnat, yani yölmüş olduğu ve tekrar dirilmiş olduğu varlık mesela, genelde o geçmiş hayatlarından olan büyüleri ya da kötü negatif enerjileri tekrar yaşamanı için diye hayatında devamlı senin yanında olur. Bun, ce se întâmplă? Ce se întâmplă după acest ritual, ca să zic așa, această intervenție?
corpul lui energetic este scos din corp în momentul când griul atinge cu mâinile, prin paralizia aceea, corpul energetic se ridică în sus din corpul fizic și din secvența asta dispar toți, pur și simplu, exact, a dispărut totul la secundă și ne trezim în alt plan, observ. Stai să te rog. Nico? Ruhunul Rasiani, Senin, o reptilian. Ruhunu çıkardı bedenden. Bir anda kendini başka bir boyuta hissediyorsun, ruhsal olarak hissetmeye başladın. În alt plan, adică observ ca și zici că suntem în altă viață în care se face fix aceea, este aceeași situație, doar că suntem pe într-o pădure, lună plină, anul 1863, percep, și tot aceștia sunt prietenii lui în care el acceptă un ritual pe el. Bir anda başka bir hayata görünüyorsun. 1860, 1863 era. Da. 1863 yılında bir anda sen kendini o andaki yaşamış olduğu hayatındaki arkadaşlarına birlikte belli bir ritüel yapıyorsun, yani bir ritüel yapıyorsun. Ve kendine Da. deneyimler yapıyorsun. Deneyler yapıyorsun. Percep exact perioada aceea inchiziției în care ale, știți, le persecutau pe Vrăjitoare. vrăjitoare, doar că în această situație toți trei sunt vrăjitoare ca idee. Adică reptilianul îi se arăta în viața aceea sub forma unei femei, griu sub forma unui tot femei, dar prietenea și el și acea bunică care stră este mama din viața aia. Deci această dezîncarnată este mama lui în viața asta în 1863. Și ea a inițiat acest ritual. Etrafındaki olan arkadaşları genelde hepsi aslında üzerinde bir büyü, geçmiş olduğu hayatlarında büyü yapma yetenekleri vardır. Hatta senin yanındaki olan reptilyen o dönemde bile, yani yine genetik olarak eski hayatlarında yine bir akraban, sanki bir anneannen tarzında ya da babaannen tarzında olan bir kadındı. De ce acceptă acest ritual, Mehmet, în acea viață? Regresează timpul. Care e cauza ezoterică? Trebuia să preia ștafeta de vrăjitoare. Este o femeie în acea viață? Da, toți ei sunt femei. Da. Vrăjitoare pentru ei este doar un cuvânt care l-au pus alți oameni, dar ei se simt persoane diferite de planul de pe Terra, față de ceilalți oameni obișnuiți. Ei se numesc, în sinea lor își spun magi. Bir 1863 yılında Mehmet aslında bir kadındı. Bu yüzden arkadaşlar çevren de o şekilde ve kabul etmen o anda senin üzerinde bir deney yapıyordun. Yani büyücü şekilinde, ama başka deyimle nasıl denir? Magician, magic. Ei știu că Sıra dışı şeyler. când dorești putere asupra manipulării energiilor, entităților, trebuie să dai ceva la schimb. Și ca să ajungi un maestru pe sfera aceasta, trebuie să începi de tânăr. Aici ea, Mehmet este o ea. Și avea vreo 23 de ani și accepta acest lucru pentru putere.
Bazı şeyler hayatında elde etmek için sihir ya da büyü yaptığın zaman, yani bazı şeyleri dile getirdiğin zaman elde geçirmek için diye bazı şeylerden vazgeçmen gerekiyordu. Sen onu bilinçli bir şekilde kabul ettin yapman için diye. 23 yaşındaydın. Deci cauza ezoterică este dorința de putere. Manipula energiile și a transpune în planul fizic un fel de, îi spun, corespondență cu lumea astrală și cu lumea spiritelor și a entităților. O güç kazanmak için diye bazı bedelleri ödemek lazımdı. Tabii ki o güç, yani şey, insanların manipüle etmek için, gücü kazanmak için diye. Bun. Acum hai să ne întoarcem în prezent. În prezent, acum 5 ani, când Mehmet a avut acel coșmar. Care a fost cauza ezoterică că după acel coșmar el a avut două atacuri cardiace? Şimdi senin kabusuna gidiyoruz. Daha sonra ki olan kalp krizlerini neden yaşadığını görmek için. De ceva vreme a simțit în viața asta, cam din viața asta, a tot simțit dorința de schimbare în bine și să rupă cumva în planul energetic lanțul ăsta ciclic de magie, de vrăjitorie, de tot ce înseamnă. Și a vrut să iasă din, el spune, nebunia asta. Partea lui subliminală. A conștientizat că tot ce a fost până în prezent nu îl mai reprezintă în viața asta. El vrea altceva. Și de ce a făcut acele două atacuri? Nico, poți Este un traduce? fel de... Da, este și... Mai vorbesc? Da, te rog. Dorința de răzbunare a acestei dezîncarnate. Pur și simplu am văzut-o când în energetic zici că i-a băgat un pumnal în inimă. Tu aparții, se numesc familie, acestei familii, ai depus un jurământ, nu poți să te dezici de ceea ce ești deja. Nico? Senin kalp krizini geçirmeni bir sebebi, yani bir anda sen bu hayata ya farkında olduğun için ve normal bir hayatı yaşamak istediğin için geçmişteki eski hayatındaki olan varlıklar seni bırakmak istemediler. Çünkü sen söz verdin, yani onlarla bağlı olacağını, kalacağını diye. Bu yüzden senin kalp krizi geçirmemin sebebi büyük nedenidir. Iar aceste atacuri i-au arătat că, de fapt, dacă erai un om obișnuit, în urma unui astfel de lovitură puteai muri, dar tu nu ești ca toată lumea. Așa transmite Bunici, dezîncarnata. străbunica, da. Da. Normal bir insan eskiden olmuş olsaydın, tabii ki o kalp krizinin geçirdiğin zaman görmen lazımdı. Ama sen eski hayatında bağlantı olduklarını o şahıslarla kalbine vurarak, yani bir bıçak saplayarak o şekilde sana o sancı verdi. Kalp krizi geçirmen için tabii ki yaşamaya devam ettin. Da, în momentul ăsta văd un fel de vortex de energie, ca și cum ar fi acum o furtună de energie închisă la culoare, de furie din partea acestei străbunici și tot timpul îi spune, tu nu aparții acestei lumi fizice, tu doar trăiești prin ea. Și tot este un fel de posesie care vrea să o pună pe Mehmet. Dezincarnat dediğim şu ölmüş ama tekrar yaşamaya olan senin genlerden olan bir yaşlı bir kadın vardı. O seni bırakmak istemiyor. Bu yüzden sana devamlı güç bir şekilde kurmaya çalışıyor ki, yani senin
Un lor cu alu de tot mai cel și eu. Și tot ea spune că nu i-am chemat degeaba pe ăștia doi, adică ea crede că ea deține control asupra reptilianului și acestui gri. Da? Să traducă Nicu. Nu, continuu, mai continuu puțin. Ok. Eu sunt străbunica, Alicia o cheamă. Alicia, ok. Alicia. Eu sunt o forță a naturii și tu ești moștenirea mea. Tu ești și eu și toți suntem o familie din altă lume. Păi, așa că un să ne fie acrabanul 1, eschidem acrabanul 1, alistiadă, vesenin unun bi aile bi parçası ferdi olarak gördüğü için devamlı senin bu şekilde elde tutmaya çalışıyor. Yonca kısa repuk din ceea ce Da, precizează da, da. ele, dar ar fi prea mult și putea să înțeleagă cât de cât. Mai vezi ceva aici sau te întreb mai multe? Întreabă-mă. Există o cauză ezoterică a ficatului gras? Revoltă. A lui? Da, interioară. Nico. Karaciğerin yalaması bir sebebi olması yani içindeki olan duyguların yüzünden yani isyan. Supărare. Üzgün olmalı. Există o cauză ezoterică a durerilor de picioare? Lanțurile de la picioare din planul ezoteric. Legat de această situație care am descris-o. Ezoteric acinda, yani karında bağlı olan zincirleri var. Bu yüzden ayak arası oluşturuyor. Există o cauză ezoterică a durerilor ce pleacă de la ceafă spre umăr și invers. Implantul. Tot timpul o văd pe Alicia când ia coordonații și reptilianului să-i pună implanturi. De tot timpul ea făcea numai așa și dicta, fă aia, fă aia. Alice bahsettiğin yaşlı kadın, öbür varlıklarla birlikte iş birliği yapıp senin boyunda devamlı implant bir şekilde bir şey monte ediyorlar orada, bir iskelet monte ediyor. O şekilde onlar iş yaparken sen o duyguları, o ağrıyı hissediyorsun. De ce această dorință de a manipula femeile? Există o cauză ezoterică aici? Mi-a venit în față cuvântul să-i arăte Alicia lui Mehmet cât de proaste pot fi femeile și cât de ușor pot fi spălate pe creier. Zici că râde de el, făcându-i lucrul ăsta, își bate joc de el. Se arată Alice, lui Mehmet, cât de proaste poate Sunt fi femeia. femeile, sunt femeile. Da. Cât de manipulabile. Yaşlı kadın, senin karmadan gelen bu kadın göstermeye çalışıyor. Kadınlar ne kadar zayıf olduğunu, ne kadar salak olduklarını, sen onları ne kadar kolay bir şekilde manipüle etmeye çalışabiliyorsun diye yapabiliyorsun. Practic bătaie de joc așa, deci să-l țină într-o stare, el se simte încorsetat, închis, legat și prin situația care o creează cu aceste femei din viața lui, este să țină tot în aceeași frecvență și un fel de nebunire treptată, dar nu reușește, știi, un pic pe psihic. Să-i demonstreze ceva. Nico? Yani bazı şeyleri anlaman için diye göstermeye çalışıyor bu Alice. Bu yüzden devamlı sen bayanları çekiyorsun kendine. Ne ako?
Am văzut deja ce vrea să-i demonstreze. Niciuna nu e mai bună ca mine. De. Femeia cea lăștă și ei și o eschide angelen Alice Fajan Baset din Schișei. Gösterme istediğin din şey hiç kimse benden daha iyi değil diye. Bu yüzden senin hayatında bu kadar kadın. Din 1863, Elena, până în prezent, câte vieți a avut Mehmet? 16. 16 vieți. Aceea din 1863 este prima viață pe care el o trăiește ca și un mag? Da sau nu? Nu. Nu. Câte Bine, vieți? Ah, și scuze, da. scuze, da. Am crezut că faceți o pauză pentru Da, mine. da, da, da. Bine, se și în dan și în die, că dar o altă tane haiat în da, e așa dân se în dunia, da? Ve tabi ki i kayat yani sirvas olarak o yılda oldu 1863. Tabii ki sen ilk ve tek hayat değildi yani sirvas büyücü olarak yaşamış olduğun hayat değildi. Câte vieți a avut în total pe Terra, Mehmet? 300. Și în câte a fost în contact cu aceste entități? Nu de la început. Pot să spun ce percep când lucrurile au început să se înrăutățească în sensul de la a practica, cum să zic, ceva în folosul oamenilor, trecând la extrema cealaltă, manipula în folosul personal energiile și oamenii. Toplam sen 300 tane hayat yaşadın dünyada. Tabii ki bu varlıkla bahsetmiş tane varlık. Baştan beri senin yanında değildi. Sonradan gelmiş olduğu. İlk başta sihirbaz ya da büyücü olarak yapılmış olduğun hayatını iyi niyetle iyi şeyler elde etmek diye yaparken başkaları için sonradan kendini geliştirerek yani kendini manipüle etmeye çalıştın öbürleri üzerinde bir çalışma yaptın. Observ așa, semnul infinit. În prima parte, când în acestui semn infinit apar când ei, el cu Alicia, nu iau să spun aceste energii și știau în folosul celorlalți și în bine și a crea ceva benefic și apoi exact unde se îmbină semnul, începe partea de întuneric. Deci, au două etape în parcursul lor. A experimenta, știi, plusul și minusul. Elena Hanım görmüş olduğu kadarıyla bir sembol, sonsuz sembolü görmüş. İlk baştaki olan yuvarlak içerisinde sen ve Alice yaşlı kadınınla birlikte iyi şeyler yaparken öbür tarafta birleştikten sonra o sonsuz işareti öbür ikinci yuvarlakta hep negatif ve kötü şeyleri yaparak görüyor. Toate cele 300 de vieți, el a fost acompaniat de Alicia. S-au întâlnit aici pe Terra în prima parte, să spun din. El era bărbat, îl văd îmbrăcat așa în tot un alb, în alb Deci din a și câta viață? a treia. Din a treia. Și de ce rămân împreună? De atunci rămân împreună din a treia Dragoste, viață? o dragoste, o iubire. Bine, da, sunt. Aici încep ca parteneri în timp, în timp. Pentru ei nu există timp și spațiu, chiar dacă locuiesc pe Terra. Totul Nico. este etern. Sen bu yaşlı kadına Alice'le üçüncü hayatında dünyadan yaşamış olduğun hayatına karşılaştınız. Sen o erkekti. Aranızda yani tabii ki başta bir arkadaşlık ilişki varken sonradan aşk seviyede geçmiş olduğu bir ilişkiniz oldu. Ve o zamandan beri bu yaşlı kadın devamlı senin hayatın, yaşamış olduğun hayatına hep senin yanındaydı ruhsal olarak. Mi-ai spus că, sau Alicia îi spune lui Mehmet, tu nu ești din această lume. De ce această expresie, Elena? Adică că nu este ca oamenii de rând.
din a treia viață, de când ei se Se întâlnesc. întâlnesc. Au fost magi de la început? Mehmet avea o, să spun, o altă cunoaștere și o altă viziune cu care a venit pe Terra, a venit ca spirit liber. Nu a fost constrâns de nimic. A venit ca o alegere de experimentare să vadă ce poate să îmbunătățească Și în Alicia? aici. Și Alicia este venită printr-un portal. Observ. Ea reprezenta un altfel de rasă diferită de el. O văd o culoare albastră, dar mai micuță ca el, O are altă rasă. urechile așa, știi? O altă rasă și La este supranico. atrasă. Nico. Başta sonuna dünyaya geldiğin zaman ilk senin hayatın yaşamış olduğun özgür bir ruh olarak geldin ve tabii ki bazı şeyleri, deneyimleri yaşayarak için geldin bu dünyada. Eğer öbür şahıs, Alice bahsettiğimiz kişi başka bir cinsten olan bir varlıktır. Mavi giysi giyen genelde olan bir varlık. Bun, deci 297 de vieți, Mehmet și Alicia au fost întotdeauna în conexiune directă. Bun. Colaborare, pot să spun, da. Colaborare. Care este cauza ezoterică a acestor colaborări succesive? Observ două energii ale ei și a lui, care s-au pus de acord să se îmbine, să se întrepătrundă. Așa îi văd. Chiar dacă au corpuri, ei au, de, în momentul când s-au întâlnit, au decis și au căzut de comun acord să-și îmbine energiile și să meargă în această experiență de pe Terra, să vadă ce pot face. Este, din punctul lor de vedere, este Mai un scurt, joc. Elena, mai scurt. Ok. Ok. Baştan beri sen Alice'le bir anlaşma yaptın ki yaşayacağınız olduğu hayatları devamlı bir koneksiyon, bir bağlantı içinde olup ve devamlı deneyim yaparak bazı şeyleri tecrübe etmek için diye. Bun. Ne întoarcem în prezent. Mi-ai spus în prezent, Elena, că Mehmet Da. a vrut să iasă din lanțul ciclic al magiei. De ce? Ce s-a întâmplat? Mentalul lui că vrea să fie exact cum sunt ceilalți oameni, cu o familie obișnuită, copii, totul cum este pe aici. S-a săturat să fie diferit. Se săturase cam de mai multe vieți, dar simțea că nu acu' e momentul, că încă nu e pregătit, tot timpul era o ceva. Își dorește să experimenteze familia obișnuită de pe Terra cu o iubire omenească. Nico. Senin içindeki olan duygu normal bir hayat yaşaman için diye mutlu bir aile, huzurlu bir aile, bir ortamda yaşamak olduğundan senin şu Alice, senin kalp krizi geçirmemin sebep olmuştur. Sana hatırlatarak yani bir anlaşma olduğunu ve vazgeçemezsin diye anlaşmanız konuda yapmış olduğunuz anlaşmadan. Bun, o avem pe Alicia. Există o legătură directă o legătură între Alicia, gri și reptilian? Lucrează împreună sau separat? Mai mult griu și reptilianul lucrează cu Alessia. Care a fost primul În încă? planul fezii mai mult. În planul fizic? Da, adică în 3D îi aduce ca să manipuleze, să facă ceva, știi, asupra celorlalți. Mai mult familia lui Mehmet, observ. Gelozie multă văd aici. Alessia. Nico. Alicia işbirliği yapıp reptilianla ve griyle iş yaparak
O şekilde senin ailen içindeki huzuru bozmaya çalışıp daha çok bencillik, kıskançlık krizleri yaratmak için diye elinden geleni yapıyorlar. Ai spus gelozie multă din partea Alisiei. De ce gelozie? Consideră că îi aparține. Ea a preluat controlul treptat în timp, subtil, asupra experiențelor, asupra lui. Ea nu are parte subliminală. Nu are emoție, nu știe. Alice duygusal bir yanı olmadığı için sadece düşündüğü tek şeyi sen ona bağlı olduğundan bu yüzden yani göstermeye çalışıyor ki etrafındaki olan insanlar yani huzurun içinde olmaman için diye krizler yaratıyor, karşılık krizler yaratıyor. Da, Elena. Acum, Familie, da? scuze, ea tot timpul îi spune, familia sunt eu, nu. Ce-ți faci tu ăștia? Aylin, Ali sana her zaman söylemek istediği şudur. Ailem ben, yani onlar senin etrafındaki olan kişiler değil diye. Observă în prezent cum se conectează Alicia la Mehmet. Ia contact întâi cu Mehmet, luăm contact cu el, prezintă-ne cu Mehmet subliminal, spunem dacă reacționează. Da. Da? Îi curg lacrimi. De ce? Are emoții. Are emoții puternice. Pentru că asta să mă depărtesc că îi simt emoția. Vrea să scape de... O simte ca o posesie, nu ca o iubire, ceea ce a fost până acum Alicia. El vrea iubirea, nu posesia asta a ei. Nico. Elena biraz önce ruhsal açıdan sana senin ruhuna yanaşarak senin ruhunla bağlantıyı kurup onu gördü ve gördüğü şeyin sen ruhsal açıdan ruhun senin çok ağladığını ve söylemek istediği şudur yani Alice'den ayrılmak istediğini çünkü Alice'in sevgisi değil daha çok saplantının hissettiğini ve gördüğünü ve sana zarar verdiğini farkında olduğundan. Transmite toate informațiile pe care le avem în caz că Mehmet nu le are subliminal. Și din acest moment el observă cu noi. Vreau să observăm cum se conectează Alicia la Mehmet. Nico? În prezent, ți-o să ne... Ce scuze. Şu anda bu dakikada hepimiz konsantre olup o şekilde hele Mehmet sen fark edeceksin ya da görmeye çalışacaksın. Alice nasıl seninle bağlantı kurduğunu. Prin aici deasupra celui de-al treilea ochi se sizez un implant și în momentul când se conectează prin implant în chakra 4 a inimii se deschide pur și simplu energetic și atunci parcă se pierde, el se pierde și intră ea în energia lui, nu înțelegi? În energie sau în corp? În energie, că Ok. nu-i permite să intre corp. Nico? Alice, senin çakra, üçüncü gözdeki olan çakrandan girmeye çalışıyor ve o şekilde seni enerjik olarak bağlantı kuruyor. Yani vücuttaki olan enerjini. Deci, rolul acestui implant este de deschiderea chakrei, mai are și un alt rol? De control mental și al Alisei către Mehmet și să-l intre în gândurile lui și să-i face inducție. Mental olarak seni kontrol etmeye çalışıyor. Tabii ki yanı sıra Alice. Ve bu yüzden aklından girip bazen düşünceleri yoluyor sana. Are multe roluri, că îi schimbă imaginile, îl face să creadă altceva, să
perceapă altceva în realitatea lui. Det vamle bare sånn vi grunnen til gøsterip, bare skal du skjønne yaratıp o şekilde devamlı seni karşı bir şekilde düşünmeye, davranmaya çalışıyordum. Se mai conectează și altfel? Nu, doar așa văd și colectează multă energie această ființă. Ce fel de energie? Aceasta din inimă, pe ea o încălzește și o face să nu mai fie atât de transparentă și în organele sexuale văd ca și cum zici că i le-a stins pur și simplu, dar nu văd implanturi aici. Deci ia energie sexuală? Zici că i-a închis definitiv să nu dea la nimeni, ea n-are nevoie să nu dea la nimeni. Nici pentru el, nici pentru altcineva. Alice'in yapmış olduğu bir sana karşı olan bir etki, yani cinsellik açısından sadece onunla yaşamanı istediği için, işte başkalarının yaşayıp da hissetmemeni için diye bir etken, dış etkenler yaratmış. Bun, mai vezi și alte conexiuni cu Ali, da? În momentul când se colectează această energie puternică din inima lui, că el are atâta energie de, să spun așa, iubire, dragoste, compasiune, încât poate susține mult. Ea o colectează și observ că și-o direcționează către un corp care seamănă cu ea în altă țară. Și, da, deci are o copie a ei în plan fizic. Ia energia, o trece prin ea și o duce în acel corp. Și acel corp există. Ce ciudat. Nico? Sendeki olan enerjini alıp onun içerisinden geçirip başka bir varlığa, şu anda hayatta olan bir varlığa, başka ülkede yaşamış olduğu bir varlığa transfer yapıyor. Da, ea Yoruyor. are colaborarea cu reptiliarul și cu griot. De Ei ce de au aia? făcut. Pentru că ei au ajutat la construirea acelui corp. Este un corp biologic? A spune un fel de clonă. O clonă. Nu, no, da. O clonă observa ADN-ul acestei clone, te rog. Particule, să spun, genetice din. Nu are nicio legătură cu Mehmet, da? Nu, nu, Ok. doar energie. Ok. Nico? Öbür tarafta, öbür ülkede yaşamış olduğu varlık biyolojik olan bir varlık değildir. Daha çok bir klon şeklinde imitasyon yapılmış olduğu bir varlıktır. Ona transfer yapmaya çalışıyor enerjini. Griu și reptilianul sunt conectați direct la Mehmet? Printr-o structură de implanturi, știi, Da, ai la ceafă. firicele, da? Partea de craniu din spate, ceafă, toată coloana vertebrală care merge pe picioare și sustrag tot felul de gânduri, energie, tot sustrag continuu și îl face să se deschidă iarăși, să emită. Reptilian ve gri senin etkilemeye çalışıyor. Üzerindeki olan bir mekanizma onlar tarafından koyulmuş olduğu kafadan başlayıp enseden sırtından ayaklarına kadar olan mekanizmadan o şekilde o senin enerjini çekip Bun. olmaya çalışıyor. Pardon. Cum reacționează Mehmet la toate aceste lucruri pe care le vede? Este șocat, într-o stare de șoc. Spune lui, în ce poziție se află Mehmet acum când vorbim cu el? Este în picioare, se uită din toate părțile, se uită peste tot.
Ca și cum totul se învârte într-un ecran așa în fața lui și vede tot ce vorbim prin imagini. Bun, acum Mehmet le va spune celor trei să se pună în fața lui, fără să se miște. Spunem ce se întâmplă. Nico? Emir Vereldi, Senin Tarafında, Senin Rusalın, Emir verildi. İçindeki olan, üzerindeki olan bütün varlıklarını, hepsini hareket etmemesini emir verildi. Plânge, îi cur lacrimi, le-a spus, s-au pus în fața lui, în afară de Alicia care stă în dreapta lui, și lui cur lacrimi de nu a vrut să se ajungă aici. El are altă viziune în bine asupra oamenilor, lumii. Cât traduce Nico, spui de ce te uiți să vezi de ce Alicia rămâne în dreapta lui și nu se pune în față. Nico? Bu üç tane varlık emir verildiği yön tarafa senin yönünde geçip hareket etmeden yaşlı olan Alice kadın mesela ağlamaya başladı. Böyle bir duruma varmak istediğini varacağını bilmiyordu ve istemiyordu. Atașamentul și iubirea aia care așa ar dorit-o el față de ce înseamnă energia feminină. Atașament O are, și iubire. Ok. da, și o are, o simte în inimă și îl doare. Ali sana implant etmişti bazı duyguları kabında yani kalbinden kadınlara bir ilgi yakın olmanı, kadınlara ilgi göstermeni. Acum îi vei spune lui Mehmet să observe unde sunt atașamentul și această iubire față de partea feminină în corpul lui și să-mi spună unde sunt. În inimă, în stomac și în gât, toate le percepe ca energii care, dacă le-ar uni, l-ar strânge foarte tare. Kadınlar karşıda duymuş olduğun duyguları vücudun içinde bazı yerlere dağılmış vaziyette, bazıları midede, bazen kalbinde. Acum va face pe rând ceea ce va face cu energia din gât, apoi va face cu cea din inimă și din stomac. Acum va băga mâinile lui în gât și va scoate în exterior această energie. Este în exterior. Acum va deschide un portal și va arunca prin portal această energie și apoi închide portalul. Scanează corpul, spune dacă mai are în gât acea energie. Nu. Nico? Rusal açısından Mehmet'in ruhuna kısacasını söyleyeyim. Mehmet'in ruhunu o şekilde konsantre olup bütün duyguları yani bu duyguları kalbindeki, midede ve karındaki olan duyguları toplayıp hepsi top haline getirip bir portal kapıyı açıp o kapıdan atmıştı. Acum va scoate în exterior, în exteriorul corpului, acea energie din inimă. Va deschide un portal, o va arunca, va închide portalul, revine. Kalbindeki ona enerjiyi aynı şekilde toplayıp kapıdan atıyor. Acum va face la fel cu cea din stomac. Scoate, deschide portal, aruncă, închide. Da. Aynı şekilde karnındaki olan enerjiyi toplayıp atıyor. Acum se spune Alice'ye să se pună în fața lui. Şimdi Alice söylüyor ki onun Se yan tarafı pune. diye. Se spune Alice'ye să scoată din corpul lui tot ce nu îi aparține și îi aparține ei. Acum. Mehmet'e ruhunu Alice emir veriyor. Face Peki un olan mod Alicia de. bütün implantlar çıkarsın. Ona ait olan implantları. A scos. Să le spună atât griului cât și reptilianului să scoată din craniu ceafă, coloană și picioare. Aynı şekilde. Reptilienii, gri, emir
Ca fan de chivea, pe care o la ambitul implant la ce car sunt. Face. Bun. Ei, nimeni nu se mișcă dintre aceste entități și rămân cu acele implanturi în mână. Dacă cineva se mișcă, Mehmet mă va anunța. Ne va anunța. Metafizic ce sunt, da? Deci când se plă harekete etmeyecek o şekilde emir verildi. Donuk vaziyette dursunlar. Acum Mehmet, din această poziție, va observa relația pe care o are cu mama lui și va observa dacă există o cauză ezoterică a faptului că relația lor nu este una bună. Poți traduce, Nico, cât observă Elena. Şu anda Mehmet'in ruhunu bakacak ve inceleyecek neden annesiyle bir duygusal bir iletişim olmadıklarını ve iyi olmadığını, sentimental iyi olmadığını. Nu avea cum să fie o relație bună pentru că Alicia folosea mentalul mamei și vorbea prin ea și mereu să-i demonstreze lui Mehmet că nicio femeie nu este bună de pe tera cum este ea. Bu olması mümkünatı yoktu çünkü Alice annenin ruhuyla bağlantı kurup o şekilde annen aracıyla konuşup sana göstermeye çalışıyordu ki hiçbir kadın ondan daha iyi olmadığını, yeterli olmadığını için. Există o cauză ezoterică a faptului că fratele lui Mehmet are nevoie de a fi susținut mereu financiar de către acesta. Fratele lui văd are un program de dependență de alții. Deci nu are. Nu. Deci nu există o cauză ezoterică legată de interferențe, etc. Bun. Nico? Kardeş yine Recep'le birlikte aranızda herhangi bir bağlantı olmayıp karnik açından. Bu yüzden sadece kardeşin de bazı programlar var illaki başkalarından yardım istemek için diye böyle bir programlar vardır. Bun. Acum, Elena, avem de clarificat ceva. Suntem în fața unui dezincarnat, slash Alicia, care a fost străbunica lui Mehmet, însă îmi spui că nu are parte subliminală. Hai să vedem când devine dezincarnată și primul moment și rămâne atașată de Mehmet. Mergem acolo. Şimdi Alif'in ne zaman senin hayatına girdiğini ve neden sana bağlı kaldığını. Zaten o. Când nu a mai folosit corpuri de a intra și a fi ca parte din într-o fizicitate în familie cu el, să facă parte din familia lui De pentru ce n-a că mai folosit corpuri? deține puterea și controlul mai bine din energetic decât de a folosi corpuri. Ia, Alice. Nico? Belli bir hayattan sonra Alice tekrar hayata gelmeyip sadece dezikana hayatı yaşamayı tercih ettiği için çünkü daha iyi enerjileri kontrol ediyor bu şekilde. Da? Toate viețile alea de magie care le-a avut, ea a învățat să acceseze entități și s-a părut că nu mai e nevoie de corpuri și poate să A avut o manevreze parte corpuri. subliminală vreodată de când este pe Terra? Nu. 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 Ok. Nico? Ruhsal açısından bir hayat yaşamadı Ali şimdiye kadar. Devamlı bu şekilde dünyaya tekrar doğmamak için diye tercih etti. Bu şekilde insanların enerjisinden faydalanıp daha iyi yönettiğini fark etti. Bun. Vom utiliza în cazul Alisei două tehnici lipite pentru a fi sigur că treaba este făcută bine. Înainte de a termina treaba, vreau să ne spună Mehmet dacă dorește să rămână cu Alicia și cu cei doi în spațiul lui.
Nu. Nu. Sordular, Mehmet'e ruhuna bağlı sorarak eğer istersen, istiyor musun acaba ruhsal açıdan bağlı kalmak istiyorsan diyalizle. Vreau să știu dacă Mehmet a înțeles de ce s-a ajuns în această situație. A cedat în fața Alexei puterea lui. De ce? Cu ce scop? Spune că a simțit că are nevoie Alicia de energie să supraviețuiască. Milă, tot ce Milă. milă. Nico? Sen balık aldın Alice, çünkü bir taraftan ona üzülüyordun. Ve o yaşaması için diye kendine enerjinden vazgeçip ona yollamaya tercih ettin. Bun. Acum Mehmet la 3 va avea în fața lui o cifră. O cifră care va reprezenta toate acordurile pe care i le-a dat vreodată Alisi sau contractele, permisiunile, nu contează. Și la 3 îmi vei spune câte au fost în total din toate existențele lui, pe Terra sau în afară, nu contează. 1, 2, Şu anda armeyi ne kadar saydı? Apare cifra 1 și 2, masculin și feminin, și apoi dintr-o a zis că de aur, și apoi se îmbină. Și Bun. seamnă un întreg. Un întreg. Bun. În acest moment, energiile lui Mehmet și a lui Alicia sunt îmbinate? După ce s-a scos implanturile, nu, dar văd că încă susține energetic pe Alicia. Nico? Adică încă mai susține, știi? Dacă se retrage, Alicia va dispărea din planul ăsta. Sen enerjiden vazgeçmelisin. Sen kendini alırsan enerjini geriye, Alice yok olacak planından. Yani senin şeyinden, karmanın. Cum susține? Îmi spui încă mai susține, adică. Pentru el, că am văzut adineauri, orice ființă, chiar dacă nu are energie proprie, este dat să existe și el dă energie așa, pur și simplu, fără să stea prea mult pe gând. E chestia de milă și să trăiască, să fie vie, să experimenteze. Când transmite astea, deja transmite energie. Da, se deschide. Da. Nico? Sen üzüldükçe senin enerjiden yok olup karşı tarafta transfer yapıyorsun. Bun, acum îi vom arăta ceva lui Mehmet. Mehmet va crea o linie temporală paralelă pe care o vom anula ulterior, în care el are existențe pe Terra de la început, fără a fi interferat de Alicia sau altcineva. La 3, când pocnezi din degete, intră și când ajung la 3, iese și ne spune cum au fost aceste experiențe. 1, 2, 3. Nico, poți să traduci dacă. Şimdi ce kadar Carmen saydı o şekilde senin ruhun Mehmet başka bir açıdan paralel dünyadan hayatını görecek yani tabii ki yalnız yaşayarak yani hiçbir bağlantı Alice'le olmadan hayatı nasıl giderdi? Elena? Da, am văzut atât de multe cât putea să creeze. Îi place sau nu-i place? I-a Îi plăcut sau nu i-a place plăcut? foarte mult, Bun. foarte mult.
vede o diferență între a fi interferant și a da energie tuturor și o diferență între a avea doar energie pentru a putea crea și experimenta ceea ce îți dorește. Tradunico, te rog, partea asta. Da, cioc paralel din Hayatul Ariar Atânchi, Rusal Olarak, ki çok hoşuna gitti. Ve o şekilde hayatın daha güzel geçtiğini fark edebildin. Înțelege că nu e necesar să dai, ci că doar prin ceea ce ești poți aduce o schimbare în jurul tău. El așa vede că totul este viață, viu, frumos, bine, iubire. Tradunico, ce a zis Elena? Ruhsal açıdan senin ruhun fark etti ki güzel yaşamak için illaki kendi enerjinden vazgeçip başkasına vermen gerekmiyor ve her şey güzel olabilir, heyecanlı yaşayabilirsin, mutlu, huzurlu. A da fără a da energie tuturor, chiar dacă părea, poate părea bine, între ghilimele, poate fi a da ceva cuiva și a interfera. Scopul lui Mehmet este a venit pe Terra, bănuiesc, pentru a experimenta, nu? Și atunci, dacă a ales să experimenteze, până acum a experimentat cu spațiul lui ocupat, însă acum vreau să-mi spună dacă este pregătit să experimenteze cu doar cu energia lui și să fie doar a lui. Da. Nico. Fark güzel bir hayat yaşayabileceğini, o zaman tercih ediyor musun diye, güzel bir hayat yaşamanı, tek başına yaşayabilirsin diye. Acum spune să adune acea milă, dacă există în corpul lui, la fel, și să o arunce printr-un portal. O şekilde içindeki olan üzüntüyü toplayıp o şekilde atabilirsin kurtulman için diye. Poate că această milă, poate că apare mult în spațiul lui, pentru că se concentrează foarte mult pe exterior și nu pe interior. Și acum, la 3, va anula toate acele acorduri, contracte sau permisiuni pe care i le-a dat Alice să se pregătească. Tradunico. 3'e kadar çalışacak ve 3'te bütün enerji, bütün kontratlar, anlaşmaları yapmış olduğun anlaşmalarını iptal olup toplanacak, iptal etmek için diye. 1, 2, 3. Spune-mi ce se Bir, întâmplă. hadi. Până să numeri, i-a zis pa, Alice, oricum, tu existi în alt timp și în alt spațiu. Și nu trebuie să te hrănesc eu. Și era cu zâmbetul pe buze, deci el nu are nici tropul ăla de răutate, nu știe ce e. El e bine, e cu iubirea la purtător. Nico? Saydığında senin ruhsal açından Alice'ten veda ettin, öpücükler göndererek. Seni artık ben seni beslemeyeceğim. Kendi yaşayabilirsin ben olmadan. Griu și reptilianul mai sunt în spațiul lui? Nu, au plecat cu când s-a anulat, s-a dus tot. Bun, perfect. Acum, poți traduci, Nico? Üzerindeki olan gri ve reptilian da yok oldu. Her şey, bütün anlaşmalar iptal oldu. Bun. Acum, hai să vedem, să chemem în fața lui tot arborele genealogic, Mehmet. Toată lumea este în fața lui, tot arborele, și observă cât traduce Nico, dacă există o legătură directă, Elena. De care? Codependență unii de alții. Soy ağacındaki bütün ferileri çağırıp kişileri sayıp acaba aranızda herhangi bir bağlantı var mı diye bakıyorlar, inceliyorlar. Mehmet dorește să păstreze această legătură de dependență între el și ceilalți? Nu. Nu că a înțeles ce înseamnă.
acum să transmită toate informațiile pe care el le are din această sesiune, tot ce a văzut și tot ce a învățat el, arborele lui genealogic, cei care vor dori vor avea acces. Nico? İnkilerimiş oldu bütün bilgileri. Olmuş olduğun bilgilerin başkasına da gönderebilmek için, namına ruhsal açıdan göndermen için diye izin veriyoruz. Bun. Și acum să anuleze această legătură, să-și pună voința să dizolve definitiv această legătură între el și arborele lui pentru totdeauna. Foarte Ve bine. senin bütün ferdilerin aynı ferdilerinden soy ağacındaki ferdilerin arasındaki olan bütün bağlantıları yok olmak için diye. Deci că au căzut tot felul de legături de pe el, așa, din toate părțile. S-au stins toate. Üzerindeki olan bütün bağlantıları yok olduğunu, sanki yanlış gibi düştüğünü. Le tai și pisica cu coada. Să Nu. Bun. Acum, să observăm atât Mehmet cât și noi prin tine, Mehmet cât și noi prin tine, Elena, corpul mental. Există aici condiții subliminale limitante, da sau nu? Ce anume? tot ce înseamnă mers aici, cum funcționează Tera, credințe false, tipare de gândire. Acum îi se par că îl strâng, constrâng, că le vede altfel și zice și eu cum de n-am văzut până acum. Nico? Da, senin aklında bazı kalıplı düşünce tarzından düşünceler olduğu için şimdiden, yani şu anda ruhsal açıdan fark ettin ki aslında yanlış olduğunu, başka bir şekilde düşünmen gerektiğini. Mi-e simpatică, spune, da, într-adevăr nu aparțin acestei lumi, dar eu sunt ceea ce sunt și pot să mă exprim. Nico? Tatlı, falacından çok tatlı olduğunu ve özgür bir şekilde ifade etmek istediğini, sevdiğini, Bun. gibi. Pardon. Ok. Acum va... Scuză-mă, Nico. Acum va scoate. Va băga mâna și va scoate toate acele programe în exteriorul lui, deschide un portal, le aruncă, închide și acum între mâinile lui. Între mâinile lui creează, asta e foarte important, Nico, să-i traduce exact. Între mâinile lui va crea un antivirus, o energie mentală, care se va comporta ca un antivirus și îl va introduce în corpul mental. Rolul antivirusului este de a identifica și a distruge orice condiție subliminală limitantă de la începutul ei. Nico, dacă vrei să-ți repet, îmi spui. Evet. Sen şu anda konsantre oluyorsun. Hayal ederek ellerinde, havuçların içerisinde bir virüs yarattığını, o virüsü zihine sokacağını, ilave edeceğini ve oradaki gelecek dışından bütün programlar, mental olan programlar, sana ait olmayan programları tespit etmen için o antivirüs çalışacak. Tespit etmek. Bun, Elena, ce se întâmplă? A făcut întocmai? Da, Bun. da, da, da. Corpul emoțional. Există condiții limitante? Nu. Corpul sexual. Spune-mi cum vezi corpul sexual. Vrea să se deschidă și să se deblocheze, să creeze și mai mult. Dar îmi spune că poate să o facă. Nico, tradu, te rog. Emosyonel açıdan, yani sen vicdan olarak ruhsal açıdan bir sorunun olmadığını ya ve artı bedensel seksüel beden olarak normal gireceğini, yani bir sorun olmadığını senin için onu rayına koyabilirsin. Mi-ai spus că vrea să deblocheze. Și ce-l oprește?
să A deblocheze. făcut-o deja. A făcut-o, bun. Cât a tradus Nicu, el asta a făcut. Bun, perfect. Acum vreau să ne întoarcem puțin la corpul emoțional, Elena, și să privim zona inimii, pentru că Mehmet a avut două atacuri cardiace. Hai să vezi și operație, să vedem cum observă această zonă cât traduce Nico. Şu anda seni yaşamış olduğun iki tane kalp izini ve stent takılmasını hangi etkenleri olduğunu, neden olduğunu göreceğiz. Că nu mai pierde energie în exterior de aici, că pierde foarte mult, știi cât ce da, continuu. Și acum văd ca o sferă de energie creată se învârte acolo, de refacere, de energizare. Nu mai e deschis în exterior să piardă. Era ca o gol care o gaură și se pierdea tot timpul în exterior energie, cea care o crea. Acum nu, doar se Rămâne vibrează în în interior. interior. Da. Kalpteki olan enerjinin şu Alice'in yüzünden enerji oradaki olan enerjiyi dışında çıktığını ve o şekilde enerjisiz bir şekilde devam ettiği için kalp krizi geçirdiğini, sağlık sorunu yaşadığını ama Alice olmadığı için artık kalpteki olan sorunlar ve enerjinin içinde kalacağını ve her şey düzeleceğini. Bun. Deci, scurgerea, dinamica corpurilor energetice și a părții subliminale cu corpurile energetice și corpul fizic este corectă în acest moment? Se aliniază, le văd că se aliniază și apoi se reintegrează. Abia acum observ corpul mental că începe să se, fiind curățat, să se reintegreze cu celelalte corpuri. Tot timpul corpul mental percepea separat de el. Şimdiye kadar mental açıdan farklı ve uzak olduğunu, sağlık bedenin hakkında yanında olmadığını, cinsellik bedenin yanında olmadığını ama hepsini şu anda bir araya olacağını görüyor. Spune că și partea rațională are rolul ei și Bineînțeles. vede, începe să vadă altfel lucrurile. Tabii ki artık yani farklı bir şekilde başka açıdan bakacağını ve farklı bir şekilde göreceğini ilerideki zamana. Bun. Acum, pentru a face o regenerare rapidă, îi voi arăta o tehnică, tehnica portalului. Va deschide un portal de înalte frecvențe în fața lui. Încă nu intră, tradunicu. Bir tane kapağı açacaksın paralel şekilde. În acest portal, Yüksek bir frekansla energetik. energiile sunt înalte și își va crea acolo un loc frumos, un loc paradisiac pentru el, un loc unde este liniște și pace, ceva ce îi place lui. Orada şu anda yani açmış olduğun o alan, o kapı yüksek enerjini ve çok güzel bir alan olduğunu ve mutlu enerjiyi dolaşan. Când va intra, energiile din acest portal sunt foarte înalte și le va programa. Le va programa pentru a regenera toată ființa lui, de la superficial până la cea mai mare profunzime. Și când bat din degete, el va intra. Nico? Birazdan ruhsal olarak o alanda gireceksin ve girer girmez enerjik olarak yani en düşük olan frekansları bir anda yüksek frekansta hissedeceğini. Și intră și respiră aceste energii dinăuntru și în timp ce respiră, aceste energii pătrund tot corpul și regenerează toată ființa lui, corpurile energetice, parte subliminală și corpul fizic. Nico? Artık derin derin bu yüksek enerjiyi nüfus edeceksin. Nefes alacaksın ve o şekilde ver, al, nefes.
Are Jackson. cum se simte Elena? Deci, când crea portalul și energia, el și-a pus acolo energia conștiinței libere, necondiționate, de o vibratorie. Deci, și-a pus singur acolo, a intrat și momentul când a început să simtă toată energia aia, a făcut o fuziune directă între corpul energetic cu cel fizic, să se transmită acum în direct, vrea el. Totul să se simtă acum. Nico? O andra girdin zaman tabii ki ruhsal açıdan hepsi bütün enerjini hissetmek istediğini, o güzel duyguları yaşamak istediğini, yani dört gözle beklediğini. Bun. Acum să păstreze aceste condiții și să iasă din portal. Da. Acum își va crea viitorul, atât Mehmet fizic și cel subliminal. Mehmet fizic va vizualiza ce eu voi spune. Şu anda ruhsal olarak konsantre oluyoruz ve geleceğimizdeki olan yılları hayatımıza konsantre olmaya çalışacağız. Yani ben ve sen Mehmet Fizik. Rol. Se va observa pe el în viitorul apropiat și în cel îndepărtat. Se observă cum nu mai există implanturi în corpul lui. Fark et Mehmet, üzerindeki implantlar olmadığını, mekanik implantlar olmadığını. Cum spațiul lui este curat, fără absolut nicio interferență. Senin alanın çok temiz olduğunu ve herhangi bir koneksiyon bağlantı olmadığını. Se observă cum inima lui începe să se regenereze. Fark et nasıl senin kalbin tekrar çok iyi şekilde çalıştığını ve kendine geldiğini toparladığını. Cum durerile din ceafă și umăr au dispărut. Boyundaki ve ensedeki olan ağrıları nasıl yok olduğunu. Durerile din coloana vertebrală și picioare la fel. Hisset nasıl bütün ağrıları yok olduğunu aynı şekilde ayaklar, bacaklar. Energie de regenerare în ficatul lui, să observe ficatul lui cu această energie de regenerare. Karaciğerdeki bütün kötü olanları yok olup ve o şekilde yüksek enerjiyi doldurup ve tekrar toparlanacağını, Toți düzeleceğini, yenileceğini görecek. sistemul lui vascular este regenerat. Ve bütün vücuttaki olan sistemin düzeleceğini, renove edileceğini. Să observă relația cu femeile. Nu mai are necesitatea de a manipula femeile. Fark et ki artık ondan sonra içindeki olan duyguyu kadınları çekmek için, manipüle etmek için diye cazibe olmak için ihtiyacı olmadığını, gerek olmadığını. Să observe relația cu familia lui. Dacă se vor schimba sau nu, nu contează, dar el își va schimba percepția față de aceste relații. Fark et ki ve hisset ki ondan sonra hayatında bütün ailenle, aile fertlerini, iletişimlerini değişeceğini, onlar tarafında değişiklik olmasa da senin onları anlayış bakış açısının farklı olacağını ve daha iyi olacağını. Să se observe cum energia lui este doar a lui și o folosește pentru a-și crea existențele, viața și tot ce dorește el, atât în afaceri, în personal sau în social. Fark et ve hisset ki enerjinin sana olan enerjini senin için önemli olduğunu ve başkalarına vermek istemediğini, senin hayatının her açıdan iyi olsun diye.
Și mai poate crea aici ceva ce eu nu am spus și este important pentru el. Wer eine Stunde Waschkeller de ilave de bilirsin tabii ki Carmen söylemediğin şeyi mesela de ilave koyabilirsin. Senin için iyi olacak şeyi, hissettiğin şeyi, olmasını istediğin şeyi. Bun. Elena, spunem dacă totul a parcurs așa cum a trebuit. Da. Bun. Acum, după ce a creat această linie principală viitoare, va reveni în prezent. Noi îi mulțumim lui Mehmet subliminal. Și te... Mehmet Da. frumoase și prețios. Mulțumesc. A spus că vă mulțumește pentru că și-a readus aminte cine este. Nico? Mehmet ruhunu teşekkür ediyor. Ona hatırlattığı için kim ne olduğunu, niçin geldiğini dünyadan. Bun. Iar acum eu voi număra de la 1 la 3 și la 3 veți deschide ochii în prezent de unde vă vorbesc. Şu anda birden üçe kadar Carmen sayacak ve üç dediğin anda gözlerimizi açabiliriz. Şu anda bu dakikada gözünü açabiliriz. 1. Te deconectezi de la toți și de la toate. Bir, şu anda her şeyden konuşuyorsun, bağlantıyı kesiyorsun. 2. Încep să zidiști frecvențele în timp ce corpul tău devine mai lejer și mai puternic. 2. Şu anda enerjik olarak çok daha iyi hissedeceksin. Iar tu te simți bine, mai bine, foarte bine. Çok iyi hissediyorsun ve daha iyi hissedeceksin. Și 3, poți deschide ochii. 3. Şu anda gözünü açabilirsin Mehmet. A venit și pisica. Da. Da, interesant. Prima oară nu prea se plimba. Acum, ultimele câteva minute a început să fie plimbăreață peste, mai ales peste Mehmet. Calcin? Acabilis. Bun. Să ne spună cum, dacă a simțit ceva, Mehmet, sau văzut ceva. Nicole, auzi? Da, eu vă aud, numai un pic. Feriu, acaba herhangi bir şey hissettin mi, gördün mü? Yok, herhangi bir şey görmedim ama şey mesela son anda sanki kollarımın böyle nasıl havayla doluyormuş gibi böyle kollarımın kalktığını hissettim böyle bir anda. Kalktı mı? Kalkmadı da yani böyle kalkıyormuş gibi böyle hani şey içinden böyle çıktı. Anladım. Da, n-a observat nimic, dar a simțit, precum că mâinile, mai ales pe ultima fază a noastră de a termina sesiunea, a simțit cum i se ridică, s-a ușurat corpul și mâinile, mai ales că începuse să așa să putească în aer. Ok. Le-a simțit foarte ușor, dacă vrea să zică. Acum îi explici că urmează partea de metabolizare care durează minim 2 luni. Metabolizare înseamnă că informația din subtil, energetic, trece în fizic. Bu bizim yapmış olduğumuz şu anda terapinin sonundan şu anda itibaren 2 ay içerisinde yavaş yavaş bir şekilde enerjik olarak yani zihinden başlayarak bütün vücuduna geçip o şekilde kendini yeni bir ruhsal açıdan hissedeceğini. Anladım. Deci timp de 2 luni o să aibă schimbări. Yani aşağı yukarı 2 ay içerisinde sen devamlı bir değişiklik içinde olacağını, düşünceli olarak, yani mantıksal olarak, ruhen olarak, fizik olarak bunları yavaş yavaş etap etap hissedeceksin.